făcut de ceva timp un tag, dar iată că am fost etichetat într-unul de către Sabina Rusescu și Alexandra Andrei, pe care le salut și ale căror canale am să le las în bara de descrieri, să mergeți să le vizitați pentru că fac chestii mișto și merită să treceți pe la ele și să știți că merită și un subscribe. Nu mai zic. Bun, acum revenind la tag. Se numește numele meu în parfumuri, după cum ați văzut și din titlu. Și practic trebuie să iau fiecare inițială a numelui meu și să o potrivesc cu un parfum care începe cu aceeași literă. Practic să-mi scriu numele în parfumuri. M-am gândit dacă să trișez sau nu, pentru că eu mai am un nume, un al doilea prenume, și acela este Lucia, însă este un prenume pe care eu nu l-am folosit niciodată și, sincer, nu cred că mă caracterizează foarte bine, nu cred că mă definește foarte bine acest prenume. Și m-am gândit, hai să-l folosesc pe ăsta, că e mai scurt și mai simplu. După aia m-am gândit că, băi, nu știe nimeni, mă rog, din cei care mă urmăresc, de prenumele ăsta și nu ar fi corect din partea mea. Așa că am zis, hai să rămân la Andreea, pentru că acesta este numele pe care îl știe toată lumea și pe care îl folosesc. Dacă mă strigă cineva Lucia, nu am să răspund niciodată, pentru că v-am zis că nu am folosit acest prenume. Așa că rămânem la clasicul Andreea. Și să știți că am avut niște dificultăți la anumite litere, dar am să vă spun la momentul potrivit despre ce este vorba. Și să începem cu litera A. Am ales un parfum pe care momentan nu-l mai am în colecție, dar pe care vreau să-l recumpăr și care a fost preferatul meu la un moment dat, acum vreo 10 ani, ceva de genul acesta. Și este vorba despre Angel de la Thierry Mugler. Aceasta este sticla veche de Angel, care, în opinia mea, era mult mai frumoasă decât cea actuală. Și mi-a plăcut foarte mult parfumul ăsta acum ceva timp, acum vreo 10 ani, după cum spuneam. Este un patchouli ciocolatiu, foarte dulce, foarte puternic, care poate să dea dureri de cap. Și acum îmi place, dar n-aș putea să mai spun că este parfumul meu preferat. Parfumul preferat l-am lăsat la al doilea A și dacă mă cunoașteți, cred că știți despre ce este vorba. Nu pot să zic că mai este parfumul meu preferat, dar îmi place în continuare și de asta vreau să-l am din nou în colecție. Este un parfum cu care nu treci neobservat, asta este clar, însă trebuie să-ți placă foarte mult patchouli și trebuie să-ți placă dulcegăriile ca să poți să porți așa ceva. Eu nu credeam că îmi plac parfumurile dulci până la acest parfum, dar se pare că da, m-am uimit pe mine însă, ca să spun așa, și de-abia aștept să-l am din nou în colecție. Ajungem la litera N. Aici am avut de ales între Nomad și cel pe care l-am ales, de fapt. N-am luat Nomadul pentru că nu prea l-am purtat, adică nu l-am purtat deloc. L-am luat astă toamnă și mi se pare un parfum de primăvară, așa că nu l-am purtat, l-am testat doar o zi prin casă și cam atât și nu aveam foarte multe să vă spun despre el, așa că am ales Narciso Rouge de la Narciso Rodriguez, care știți că îmi place, este un parfum floral, dar este un floral mai altfel, este un floral pudrat cu miros de ruj, de cosmetice pudrate și îmi place foarte, foarte mult, este cremos, este cald și de-abia aștept să-l port mai mult la primăvară. L-am purtat și acum iarna, pentru că e și ușor dulce și se potrivește și în perioada asta, dar primăvara cred că o să-și arate adevărata valoare, ca să spun așa, și de-abia aștept să-l port mai mult. Bun, am ajuns la litera D și aici am avut probleme, pentru că nu am niciun parfum care să înceapă cu litera D. Am uitat și am tot uitat, dar nu am nimic care să înceapă cu litera D, așa că am recurs la numele brandului. Și așa am ajuns la Dior, cum era de așteptat, pentru că îmi place foarte mult această casă, și am ales Hypnotic Poison de la Dior, un parfum care mie îmi place de foarte mulți ani, dar pe care de-abia recent, relativ recent, l-am adăugat în colecție. Și deși este un parfum dulce, și multă lume îl cataloguează ca fiind un parfum de iarnă. Și da, mi se pare și mie ca fiind un parfum mai de anotimpul rece, însă, cu toate astea, de prima oară când l-am mirosit, m-a trimis cu gândul la mare. Nu știu de ce,
n-are nimic fresh în el, nimic acvatic, nimic de genul acesta, dar mă trimite cu gândul la mare, ca și cum aș fi pe plajă seara, nu ziua. Seara, pe plajă, cu valurile mării pe fundal, nu știu ce anume din parfumul ăsta mă face să simt chestia asta, dar eu vă spun ce simt eu. Este un parfum care îmi place foarte mult, îmi place mult și sticluța. Am inclus-o și în acel top cu cele mai frumoase sticluțe de parfum, iar licoarea dinăuntru este minunată, chiar dacă și acesta a mai fost reformulat, cum era de așteptat, însă este un vanilat migdalat foarte, foarte frumos și de-abia aștept să-l port, pentru că nu l-am avut pe măsuță iarna aceasta, dar când fac rocada la parfumuri, cu parfumurile pentru primăvară, cred că am să-l scot la suprafață, pentru că mi-e dor de el, să știți, chiar dacă na, l-am în colecție și sună ciudat să spun că mi-e dor, dar nu l-am purtat iarna asta. Da, am ajuns la litera R. R. Și aici am inclus Gucci Rush. Trecem peste cum arată recipientul, dacă știm. V-am mai povestit despre chestia asta. Și este, la fel ca la Narciso Rouge, un alt fel de floral. Are multe flori albe în compoziție, dar nu e floralul clasic, chiar deloc. Este un floral destul de obraznic, destul de in your face. Are și patchouli și cred că asta îl face mai îndrăzneț. Și este un parfum pentru fete mai rebele, așa, fete mai rele. Mulți spun că ar fi și un parfum de clubbing. O fi, nu e ca și cum aș putea să merg în club acum în perioada asta. Și oricum, parcă nu mai... Nu mă mai încântă foarte mult să merg în club, chiar dacă ar fi deschise cluburile. Da, este un parfum fain, este din anii 90, de la finalul anilor 90 și mirosul, da, este cumva din perioada aia, dar în același timp mi se pare destul de actual și de-abia aștept să-l port și pe ăsta, pentru că la fel, mi se pare mai de primăvară. Bun, și am ajuns la cele două litere care mi-au dat bătăi de cap până m-am luminat și anume am 2 de E în nume și nu știam ce să aleg pentru că mi se părea că n-am nimic care să înceapă cu litera E până mi-am dat seama că am două ape și vă arăt imediat despre ce este vorba și sunt două parfumuri care cumva sunt în aceeași zonă, sunt asemănătoare. Primul ar fi Eau de Paris de la L'Occitane, da? O din limba franceză începe cu litera E și asta m-a salvat. Acesta este un parfum care, din păcate, este discontinuat. Însă știu că cei de la L'Occitane l-au mai scos într-o perioadă și după aia iar l-au băgat pe stoc. Atunci am reușit și eu să-l iau. Poate o să-l mai bage pe stoc pentru că este un parfum foarte, foarte fain. Este un parfum foarte puternic, în primul rând. Este un parfum tămâios, da? Are tămâie și nu este chiar pe placul tuturor și are și un niz ușor masculin. Când am filmat eu acel clip, când eram legată la ochi și trebuia să-mi ghicesc propriile parfumuri, am filmat acel clip cu Tibi și mi-a dat să miros acest parfum, prima oară am crezut că este un parfum de-al lui, pentru că are acel iz masculin, dar este foarte puternic și este un parfum pentru o femeie care știe ce vrea în viață. Deci, parfumul ăsta, când îl porți, arată că, băi, știi ce vrei, știi cine ești și ai un cuvânt de spus. Da, și următorul, v-am zis că este tot o apă și anume Eau de Merveille de la Hermès și este cumva în aceeași zonă, deși nu este la fel de puternic ca Eau de Paris. Și dacă știți Eau de Merveille, știți că este un parfum puternic, dar nu la fel ca cel dinainte de la L'Occitane. Este tot așa un parfum balsamic, un parfum de iarnă, clar, n-aș putea să port acest parfum primăvara sau vara, doamne, în niciun caz. Este un parfum de iarnă, te trimite cu gândul cumva așa și la sărbători, pentru că are ceva conifere, nu știu, pe acolo, în el, în compoziție. Și este un parfum destul de sec, dar sec la modul că nu are nimic dulce în el față de ce alte parfumuri mai am eu. Parcă fiecare are ceva, chiar și Eau de Paris, acum mirosindu-l, are ceva
mai dulceag în, în compoziție. Ăsta, nu. Este ca un vin sec. Exact așa mi se pare că nu, nu are nimic dulce în, în compoziție și dacă nu vă plac parfumurile dulci deloc, adică chiar deloc, puteți să îi dați o șansă ăstuia. Și am ajuns la ultima literă, al doilea A din numele meu și poate vă așteptați la asta, am ales Edict de la Dior. Am început cu un parfum care a fost favoritul meu acum ceva ani și am încheiat cu cel care este favoritul actual. Nu știu ce aș putea să vă mai spun despre acest parfum, pentru că v-am înnebunit cu el. Ai, Doamne, deci de fiecare dată când îi scot capacul și miros, pentru că mai fac asta din când în când cu parfumurile mele, cred că nu sunt singura, nu? De fiecare dată când îl miros, îmi dă instantaneu o stare de bine. Deci eu dacă, nu știu, mă simt mai prost, sunt stresată sau ceva de genul acesta și mă duc și miros parfumul ăsta, instantaneu parcă mă liniștește. Este un parfum cald, condimentat, vanilat. Este parfumul meu de Crăciun, pentru că scorțișoara pe care eu o simt în acest parfum mă trimite automat cu gândul la Crăciun, dar nu-l port doar de Crăciun. Însă clar este un parfum de iarnă pentru mine. Nu, nu mă văd purtând vara așa ceva, nici primăvara. Poate și pentru că îl asociez cu sărbătorile, dar este, este favoritul actual, mă rog, actual, de ceva ani. Este acolo pe locul 1. Locul 1, numai 1. Da, nu văd prea curând ceva care să-l detroneze, dar nu se știe niciodată peste ce comori mai dau. Și cam acesta a fost numele meu scris din parfumuri. Sper că m-am descurcat ok. Da? Să spuneți în comentarii cum vi s-a părut. Și dacă vreți și voi să jucați acest mic joc, puteți să-mi lăsați în comentarii numele vostru scris în parfumuri. Nu știu dacă am să tăguiesc pe cineva, pentru că majoritatea fetelor pe care eu le urmăresc au făcut deja acest clip, dar, nu știu, uite, mi-ar plăcea, de exemplu, să le văd pe Ani de la Beauty Barometer și pe Georgiana de la Chic & Quest făcând acest clip, dar, da, nu e cu obligații, doar am menționat așa că ar fi interesant să văd ce aleg și ele. Bun, sper că v-a plăcut acest clip, sper că vi s-a părut distractiv. Mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne auzim la clipurile viitoare. Vă pupați! Pa!